Serviciul Public Județean de Drumuri, care administrează peste 900 de kilometri de infrastructură, e dator vândut firmelor de construcții. Din primăvară a tot făcut reparații și plombări în județ, dar de plătit nu a mai ajuns să le plătească. La costurile acestor lucrări se adaugă facturile emise de firma care a efectuat dezăpezirea drumurilor județene. Ce datorii are Serviciul Public Județean de Drumuri la ora asta? La această dată noi avem pentru întreținerea curentă lucrările de dezăpezire plus lucrările de întreținere făcute în acest an, aproximativ 8.585 de lei vechi. În ședința de joi a Consiliului Județean a existat un proiect de rectificare a bugetului propriu pe care consilierii l-au aprobat. Banii au venit de la Serviciul de Integrare Europeană, care a cerut diminuarea cu 6 milioane de lei a sumei alocate proiectului Ski Park Slănic Moldova, din cauza că la primele două licitații nu s-a prezentat niciun constructor. Prin urmare, Serviciul Public de Drumuri va primi niște bani, însă suma va fi insuficientă pentru acoperirea golurilor. Piesa de rezistență este diminuarea creditelor bugetare la investiția Ski Park Slănic Moldova cu 6.000 lei, 60 miliarde de lei vechi, și realocarea acestei sume către Serviciul Public Județean de Drumuri, 55 de miliarde de lei vechi și 5 miliarde de lei vechi la Spitalul Județean de Urgență pentru obiectivul de investiții secție reparații capitale la secția de urologie. La pârtia de schi a fost a doua licitație la care nu s-a prezentat niciun constructor. Vom relua procedura, sperăm să se prezinte la a treia licitație, dar oricum aceste sume, indiferent având în vedere că nu a fost semnat contractul până în această lună, nu pot fi cheltuite până la sfârșitul anului în mod normal. Banii tăiați de la investiția în pârtia de schi de la Slănic Moldova vor fi împărțiți între Spitalul Județean de Urgență, căruia îi se va aloca 500.000 de lei pentru reparații capitale la secția urologie și Serviciului de Drumuri, care va primi 5,5 milioane de lei, adică jumătate din cât solicitase. De la începutul anului au fost reabilitate drumurile din Dămienești, Roșior, Tamaș, Faraoan, Gioseni, Măgirești, Bereștea-Zlău, Lipova și Prăjești. Valentin Palea mai are nevoie de bani și pentru a finaliza drumul județean 252. E vorba de 600 de milioane de lei vechi, sumă care este considerată neeligibilă și nu poate fi acoperită din fonduri europene.